Doamnelor și domnilor, bună seara, bine v-am găsit din nou la emisiunea Profesorul Răspunde. Ne întâlnim din nou în direct aici pe Sălășanul TV pentru a vorbi despre ceea ce se întâmplă în școlile din județul Sălaj. În această seară am ales ca temă de discuție Liceul Pedagogic Gheorghe Șincai din Salău, iar alături de mine în această seară se află directorul acestei instituții, doamna profesor Carmen Ardelean. Bună seara! Bună seara și mulțumesc pentru invitație! Este o plăcere de fiecare dată. Îmi permit să spun că ați devenit un prieten al emisiunii noastre, pentru că de multe ori am avut ocazia să vorbim despre Liceul Pedagogic și despre învățământul pedagogic din județul Sălaj, pe care dumneavoastră îl promovați acolo la liceul pe care îl coordonați. Vrem să vedem cu ce noutăți veniți. Iată, venim după o perioadă foarte aglomerată în ceea ce privește organizarea olimpiadelor școlare. Sunt absolut sigură că veniți cu noutăți și puteți să vă mândriți cu elevii pe care îi pregătiți la liceul pedagogic. Pentru început, vreau să ne spuneți, dacă ar fi să radiografiați oarecum în acest an școlar, 2017-2018, ce ar fi relevant de spus în ceea ce privește liceul pedagogic? Mulțumesc încă o dată pentru invitație. E o plăcere și pentru noi să avem colaboratori atât de apropiați, sau drept colaboratori atât de apropiați presa locală. N-a fost un an foarte simplu până în momentul acesta și nu va fi nici în continuare, se pare. Au existat câteva schimbări legislative care au afectat și liceul nostru, schimbările apărute în ROFUIP, modificările în structura anului școlar, n-au fost neapărat elemente care să ne facă un an ușor, un an școlar ușor. Suntem într-adevăr în plină perioadă de desfășurare a olimpiadelor, etapele județene și avem deja primele rezultate la aceste olimpiade, primele calificări la etapa națională, chiar la discipline la care până acum n-am avut reprezentanți. Sunt deja elevi calificați la concursul de matematică Adolf Haimovici la etapa națională, avem elevi calificați la olimpiada de engleză și ne mândrim cu aceștia, la limba germană, la religie ortodoxă, la religie reformată. Aproape fiecare olimpiadă, la fiecare disciplină ne-a adus rezultate. În zilele următoare avem la limba română olimpiada, sperăm să ne întoarcem și de aici cu rezultate foarte bune și în afară de aceste premii întâi, pentru că premiul întâi aduce după sine participarea la etapa națională, avem și foarte multe premii 2, premii 3, mențiuni la aproape toate disciplinele la care elevii noștri au participat la olimpiade. Frumos, iată rezultate care vorbesc despre calitatea învățământului promovat la Liceul Pedagogic Gheorghe Șincai. Vreau să ne spuneți despre ceea ce s-a întâmplat în acest an școlar și în ceea ce privește admiterea la liceu. Ne-am întâlnit în momentul în care vă propuneați clasele pe care până la urmă le-ați umplut și până la urmă le-ați satisfăcut așa cum trebuia. Vreau să ne spuneți care a fost specializarea care a fost căutată și în acest an. Au fost multe specializări căutate în acest an și ne-am bucurat să avem din nou clasele cu efectiv complet, chiar multe solicitări pentru clasele de învățători educatoare. Am avut și în acest an 100 de elevi care s-au înscris pentru probele de aptitudini la clasele de învățători educatoare. Așadar, am putut asigura efective complete pentru toate clasele. Clasa de engleză intensivă a fost foarte solicitată de asemenea. Mulți dintre elevi aveau deja susținut examenul de limbă străină în luna mai. Prin urmare, a fost o formalitate să ne alcătuim clasele. N-am avut de organizat nici măcar testul de limbă străină, pentru că elevii deja participaseră și erau pregătiți așadar să intre la specializarea respectivă. Avem toate clasele cu efectiv complet. N-au existat probleme de mobilitate grave. Deci suntem din acest punct de vedere fericiți că e o dovadă a faptului că planul de școlarizare a fost bine propus și fundamentat, bineînțeles, pe nevoile existente la nivel local și la nivel județean. Dar liceul pedagogic rămâne în continuare o pepinieră în formarea acestor dascăli, viitor dascăli, care ne vor învăța nouă copiii până la urmă. Sigur că da, și este argumentul pentru care și în acest an școlar am propus tot două clase de învățători educatoare, 14 locuri pentru secția maghiară, pentru că în acest an avem absolvenți, elevi de clasa 12 la secția maghiară, specializarea învățători educatoare, și 42 de locuri pentru învățători educatoare secția română.
pentru că nevoia a fost în ultimii ani foarte mare de filologie engleză intensiv, nevoie materializată în cererile numeroase pe care elevii le-au depus în dosarele lor, am decis ca în acest an școlar să nu avem doar 28 de locuri pentru engleză intensiv, ci să avem 42 de locuri. E o premieră pentru liceul nostru, această suplimentare a numărului de locuri pentru filologie engleză intensiv. Nu e singurul argument care a stat la baza propunerii pe care am făcut-o în Consiliul de Administrație, consultând Consiliul Profesoral. Elevii de la secția de la specializarea filologie engleză intensivă au avut rezultate foarte bune în ultimii ani. Suntem centru Cambridge, inclusiv cu examene de Cambridge și simulări ale acestui examen, desfășurate în școală cu aparatura necesară, cu toată logistica pe care o presupune un astfel de examen. Și am considerat că e un pas care se impune după toate aceste dotări și pregătiri la care și profesorii școlii au participat. Așadar, o noutate pentru anul școlar care vine. Ați intrat deja în subiectul pe care vrem să-l abordăm chiar și în această seară, legat de planul de școlarizare pe care vi-l propuneți pentru anul școlar viitor. Repet, o noutate din acest punct de vedere, o clasă de filologie engleză intensiv, 42 de locuri. De fapt, deci o clasă și jumătate, da, și de asemenea 42 de locuri pentru filologie. Sunt elevi care doresc să studieze la această specializare, care nu doresc neapărat limbi străine intensiv, și pentru aceștia avem 42 de locuri pentru anul viitor. Deci vom funcționa cu o clasă de filologie simplă, o clasă mixtă filologie engleză intensiv și o clasă de engleză intensiv, alături de cele două clase de învățământ pedagogic vocațional, învățător educatoare, secție română, respectiv secție maghiară. Pentru secția maghiară, de asemenea, mai avem o clasă de filologie, tradiționala clasă de filologie pe care cred că deja o cunoaște toată lumea, și o clasă de științe sociale, tot pentru secția română, deci 28 de locuri la științe sociale. Multe solicitări am regăsit și în sondajele pe care CJRAE le-a făcut în semestrul întâi, interes pentru aceste specializări, pentru care am propus și noi un număr suplimentar de locuri. Deci am încercat să ne racordăm oferta și la opțiunile pe care elevii de clasa 8-a le-au exprimat în chestionarele aplicate la nivel local și județean. Dacă ar fi să ne exemplificați, tocmai pentru ca cei de acasă să înțeleagă faptul că este o justificare această decizie, este justificată această decizie pe care ați luat-o. Celor de clasa 8-a le-au fost aplicate anumite chestionare. Da, prin care li se solicita exprimarea opțiunilor vis-a-vis de filieră, specializare, profilul pe care doresc să-l urmeze, la care să se înscrie în primul rând la sfârșitul clasei 8-a și pe care doresc să-l urmeze în anii de liceu. Noi am regăsit întotdeauna un număr mare, mult peste cel pe care îl aveam la disciplinele la care am cerut suplimentare, la specializările la care am cerut suplimentare, și ne gândim că e totuși prematur în noiembrie să avem o situație 100% realistă. Deci cu siguranță față de opțiunile din noiembrie vor mai fi și altele după ce vom avea activitățile specifice de promovare a școlii, a oferte educaționale, după activitățile pe care CJRAE le organizează în luna aprilie, respectiv târgul de oferte educaționale. Așadar, rămâneți. Așa cum v-ați format deja și cum se știe și este un lucru de notorietate, faptul că învățământul pedagogic funcționează la nivelul județului Sălaj. Vreau să ne spuneți dacă sunteți pregătiți pentru a face față acestei cereri și din alte punct de vedere. Dacă vorbim aici despre infrastructură, dacă vorbim despre resurse umane pregătite în acest scop. Din păcate, nu ne putem bucura de o școală de aplicație. Este marele of pe care îl exprimăm de multă vreme. Avem întâlniri periodice la nivel național cu directorii de licee pedagogice și trebuie să vă spun că suntem singura școală, singurul liceu pedagogic din țară care nu are o școală de aplicație proprie. Dacă ar fi, ca o paranteză, să ne exemplificați ce anume înseamnă această școală de aplicație? Înseamnă ca liceul să funcționeze și cu ciclul primar. Adică să avem și clase de la pregătitoare până la clasa a patra, implicit și gimnaziu ulterior sau chiar și grădinițe. Există licee pedagogice care au de la grupa mică până la clasa a 12-a toate clasele. Anul viitor aniversăm 50 de ani, tot ca o paranteză, și
Eram extrem de încântată că atingem o vârstă care ne permite să schimbăm titulatura școlii și să devenim colegiu. Din păcate, e o condiție sine qua non existența ciclurilor inferioare, ciclu gimnazial și ciclu primar, pentru a dobândi o astfel de titulatură după noua metodologie. Deci e un of dublat, dacă se poate spune așa, pentru că ne împiedică această absență a unui ciclu primar, a unei școli de aplicație la nivelul școlii, liceului nostru, obținerea acestei titulaturi. Însă, din alt punct de vedere, putem spune că avem o colaborare extraordinară cu școlile de aplicație. Acestea sunt propuse de către noi, inspectoratul aprobă aceste școli de aplicație și pentru acest an e o noutate faptul că avem o foarte bună colaborare cu școala gimnazială Gheorghe Lazăr. E primul an în care am încercat să ne deschidem dincolo de școlile pe care le-am avut ca partener în anii trecuți, respectiv școala gimnazială Mihai Eminescu și școala Simion Bărnuțiu, gimnazială Simion Bărnuțiu pentru secția maghiară, respectiv grădinița numărul 1 cu program prelungit din Zalău. N-am făcut alegerea în mod întâmplător, toată lumea știe rezultatele pe care școala gimnazială Gheorghe Lazăr le-a avut la examenele pe care le-au susținut elevii. Și, de asemenea, faptul că avem deja pe două niveluri câte două clase de învățători educatoare a constituit o nevoie a școlii de a avea un număr mult mai mare de școli de aplicație. E un lucru bun, de asemenea, că vom fi pentru al treilea an cu 7 clase pe nivel. Asta după ce timp de 4 ani de zile am pierdut câte o clasă, am funcționat o vreme doar cu 6 clase pe nivel. Suntem deja în al treilea an în care ni s-au aprobat din nou 7 clase, ca o dovadă evidentă a bunei pregătiri a elevilor noștri, a rezultatelor pe care aceștia le-au avut la examenul de bacalaureat, unde în acest an am avut peste 90% promovabilitate. Și mulțumim celor care au văzut că rezultatele noastre există și că merităm o clasă în plus pe nivel față de cele pe care le-am avut în anii anteriori. Dacă ar fi să ne întoarcem la acest of pe care îl aveți, sunteți dascăl în învățământul pedagogic, iată, de 16 ani. Spuneți că oarecum se impune o astfel de organizare, inclusiv pe ciclul primar. Sigur. Vreau să ne spuneți care este motivarea pe care o primiți de la factorii decizionali în momentul în care vi se respinge oarecum această cerere. N-am făcut neapărat o cerere scrisă. Sunt mulți inspectori care au norma în școală, care au obligația de normă în școală, care cunosc foarte bine realitățile școlii. Ar presupune, din păcate, refacerea întregii rețele școlare de la nivelul Zalăului, această propunere de ciclu primar. Nu e suficientă o clasă pe nivel. Asta ar fi important de știut. Deci n-ar fi suficient și am avut discuții multe și în Consiliul Profesoral dacă să încercăm să propunem o clasă pregătitoare pentru anul școlar viitor sau pentru următorii ani. Din păcate, această clasă nu poate să asigure practica pedagogică. Deci noi am avea nevoie de un nivel pe care să se regăsească cel puțin 3-4 clase pregătitoare, 3-4 clase întâi. Deci o variantă care ar putea exista ar fi aceea de fuziune a unei școli gimnaziale, ceea ce e destul de greu. Am avut discuții cu unii dintre directorii de școli gimnaziale, unii și-au manifestat deschiderea, însă trebuie avut în vedere faptul că sunt multe de luat în calcul. Distanța dintre școli, pentru că profesorii noștri metodiști trebuie în prima parte a zilei să participe la activitățile specifice, practicii pedagogice și mai apoi să revină la orele pe care le au la școală. Orarul, care de asemenea e o problemă în momentul de față, trebuie să vă gândiți că toate școlile, cele despre care vă spuneam, au orarele racordate, astfel încât aceeași oră să se desfășoare la liceul pedagogic și acolo profesorul metodist de matematică trebuie să aibă matematică exact în același interval orar la școala de aplicație. Deci sunt extrem de multe lucruri care trebuie avute în vedere, extrem de multe variabile și de asta vă spun că nu e un pas ușor. Celelalte licee pedagogice au început cu școli de aplicație. A fost simplu să mențină ceva ce a existat de la început. Să avem în momentul de față o școală de aplicație, așa cum vă spuneam, cu 3-4 clase pe nivel, ar presupune o refacere a întregii rețele școlare la nivelul localității Zalău. Dar poate fi un punct de pornire la un moment dat pentru o discuție mai amplă atunci când se
discută rețeaua școlară la nivelul instituțiilor abilitate să facă acest lucru. Dacă ar fi să vorbim și din altă perspectivă despre, tot așa, perspectivele învățământului pedagogic, cum vedeți dumneavoastră în următorii ani dezvoltarea acestui învățământ pedagogic la nivel local? Aș putea să încep prin a o cita pe doamna Corina Forț, directorul de la CCD, care spunea foarte frumos în multe dintre întâlnirile noastre: trebuie să ne gândim că oamenii aceștia ajung colegii noștri. Și într-adevăr, e limitată perspectiva din care ne gândim la specializarea învățător-educatoare doar ca o pepinieră pentru educatoare și învățători. Mulți dintre absolvenții noștri urmează facultăți care îi readuc în sistem pe o altă poziție, ca profesori la școli gimnaziale, ca profesori la liceu, poate chiar ca profesori în învățământul universitar, și este evident că un cadru didactic care intră în sistem cu o pregătire psihopedagogică dobândită în liceu e cu totul altceva decât un cadru didactic care a făcut un modul pedagogic câteva ore și a avut una, două lecții demonstrative în facultate. Deci e un punct de vedere care trebuie să fie discutat detaliat atunci când ne gândim e sau nu important învățământul pedagogic în sistemul românesc de învățământ. Nu oferim doar celor care sunt învățători, viitori învățători și viitoare educatoare, o pregătire. Pregătim cadre didactice, pregătim părinți, viitori părinți și viitorii oameni care, la urma urmei, au nevoie de cunoștințe pedagogice, psihologice, indiferent ce meserie s-ar decide să urmeze. Trebuie să știm că ei au 6 ore de specialitate pe săptămână, incluzând practica pedagogică și discipline de specialitate psihopedagogice. Nu e de aici de acolo ca un sfert din numărul de ore să fie alocat acestor discipline care, în fond, te pregătesc ca om, indiferent de meseria pe care o vei avea. Sunt discipline extrem de variate, de la psihologie generală, la psihologia vârstelor, la psihopedagogie specială, la didactici inovative, introducere în comunicare. Deci discipline extrem de variate care reușesc să atingă tot ce înseamnă dimensiune umană la urma urmei. Deci e o pregătire deosebită pentru viață la urma urmei, nu neapărat pentru meseria de învățător sau de educator. Nu pot să gândesc învățământul românesc, ca să revin la întrebare, fără învățământul pedagogic de pe acest nivel liceal, din păcate. Eu sunt absolventă a unui liceu pedagogic, avem în școală și mă bucur pentru asta, cam o treime din colectiv, dintre colegii mei profesori, sunt absolvenți de învățământ pedagogic și eu cred că se vede diferența între o pregătire de acest tip pentru un viitor cadru didactic sau o pregătire realizată strict la nivel universitar pe componenta psihopedagogică, cel puțin metodică, evident, dar și psihopedagogică. Da, sunteți un specialist din acest punct de vedere și iată, de 16 ani ați putut să analizați generațiile care au trecut prin aceste etape, după cum spuneați. Vorbind despre dezvoltare, i-ați familiarizat oarecum pe cei de acasă cu ceea ce înseamnă învățământul pedagogic în câteva cuvinte. Aș vrea să ne spuneți, dacă ar fi să analizați generațiile care ies pe poarta liceului, vreau să ne spuneți, în primul rând, raportându-ne și la promovabilitatea bacalaureatului, examenului de bacalaureat la care făceați referire, și ulterior parcursul lor profesional. Câți dintre aceștia, într-adevăr, își găsesc un loc de muncă, câți se întorc pentru a preda, câți se duc mai departe, sigur, să urmeze o facultate, așa cum spuneați? Da, majoritatea urmează o facultate. Din păcate, nu putem să le urmărim tuturor traseul educațional și profesional, dar avem la sfârșit de an școlar și pentru începutul de semestru întâi, bineînțeles, pentru fiecare an, situații centralizate cu inserția absolvenților noștri. Cred că undeva peste 80% intră în învățământul superior, la cele mai variate specializări. De la domeniul militar, eu știu, Academie de Poliție, foarte mulți vin la noi, mai ales la filologie și la științe, pentru a urma învățământ militar.
La geografie, litere, comunicare, asistență socială, inclusiv arhitectură, am dat și exemple extreme. Deci nu putem spune că suntem un liceu sau avem specializări care să limiteze, deci din punctul de vedere al unora, ce pot să fac cu filologie. Da, într-adevăr, nu mă angajez imediat pe o specializare, așa cum se întâmplă în cazul liceelor tehnologice, dar am opțiuni variate, extrem de variate după finalizarea studiilor liceale. Mulți intră în sistem, multe dintre fostele mele eleve sunt deja dăscălițe, sunt învățătoare, educatoare în județ, chiar la grădinițele din Zalău și evident că ne încântă acest lucru. A fost de curând chiar o susținere de grad unul la una dintre grădinițele din Zalău și îmi spunea doamna adjunct care a participat la acel grad 1 că s-a vorbit exclusiv despre învățământul pedagogic acolo. Și toate absolventele au adus în discuție importanța pe care a avut-o perioada liceului, evident desfășurat la noi, și impactul pe care pregătirea bună de specialitate l-a avut în momentul în care ei au intrat în sistem, asupra lor și asupra celor din jurul lor. Deci e, așa cum spuneam, extrem de important să ai o bună pregătire, astfel încât paleta opțiunilor să fie cât mai variată la finalizarea studiilor liceale. Da, dacă ar fi să ne întoarcem la bacalaureat, nu există o problemă din acest punct de vedere. Așa cum știm că la alte licee, într-adevăr, se întâmplă. Nu există și chiar am avut anul trecut plăcuta surpriză să constatăm că au revenit notele de 10 la multe dintre discipline. Am avut chiar un elev care a avut 10 la toate cele trei discipline la care a susținut examenul de bacalaureat. Am avut aproape de 40 de note de 10 în liceu, ceea ce înseamnă foarte mult pentru o generație formată din aproximativ 170 de absolvenți. Au fost note bune și foarte bune. A fost în mod clar un procentaj mai mare decât în ultimii ani. A fost o generație foarte bună și avem și acum o generație foarte bună care sperăm să confirme. Ce am sesizat, pentru că realizăm periodic diverse situații statistice, o reducere a numărului de absențe. Și eu cred, îmi place să cred că e o concordanță între reducerea fenomenului absenteismului și rezultatele care sunt mai bune, nu numai la examene, ci și la celelalte discipline. Un lucru îmbucurător, reducerea numărului de absențe. Vom reveni și în a doua parte a emisiunii pentru a vorbi despre, în legătură cu acest aspect, pentru a vorbi și despre un proiect foarte important pe care îl derulați în acest scop. Mai avem 3 minute din prima parte a emisiunii și aș vrea să ne spuneți, așa, pe final, ca o concluzie, pentru că în a doua parte vom aborda un alt subiect, de ce liceul pedagogic? De ce, într-adevăr, absolvenții de clasa 8-a să se îndrepte înspre liceul pedagogic? Pentru că învățământul pedagogic, chiar dacă nu are o foarte mare tradiție în sălaj, are o tradiție la nivel național. Există licee pedagogice cu o vechime de câteva sute de ani și cred că e pentru toată lumea foarte clar faptul că o pregătire psihopedagogică foarte bună, și acum evident militez pentru specializarea învățător-educatoare, va avea efecte nu neapărat imediat, sau nu doar în plan personal, așa cum o pregătire la o altă specializare ar avea. E o pregătire care vizează, cred, întreaga societate. Dacă îndreptăm elevul, copilul, înspre învățământul pedagogic, înspre o pregătire psihopedagogică extraordinară, eu cred că îi dăm toate aturile pe care le-am putea da pentru viață și nu îi le dăm numai lui, le dăm automat societății în care îl integrăm. Un om care poate să înțeleagă complexitatea ființei umane și care poate să se raporteze la ceilalți pe aceste dimensiuni, cred că e un plus pentru societate. Și celelalte specializări care oferă o puternică formare pe partea teoretică, pentru că noi suntem filieră teoretică, au rolul lor. Nu formăm oameni care să intre pe piața muncii când termină liceul, dar formăm oameni care vor putea să-i coordoneze pe cei care intră imediat pe piața muncii și care vor avea tot ce înseamnă instrumentar necesar unei
ascensiuni profesionale, dacă vreți, după absolvirea liceului respectiv, după absolvirea facultății. E un liceu cu rezultate foarte bune, dacă tot vorbeam despre disciplinele psihopedagogice, și aici avem 8 elevi calificați la națională și nu țin minte să fi fost un an în care să se fi întors elevii noștri fără premii speciale sau fără mențiuni locuri în 3, 2 și chiar locul 1. Avem un colectiv didactic de excepție și nu spun asta ca pe un lucru de aici de colo, mulți profesori doctori, mulți profesori cu preocupări științifice, cărți publicate, care sunt membri ai diverselor asociații de specialitate și care sunt metodiști, ăsta e un lucru important. Au calitatea de metodiști și eu cred că aceasta se manifestă nu doar atunci când vorbim de practică pedagogică, ci se reflectă și în modul în care la clasă abordează problematica specifică disciplinei pe care o predau. Aici punem punct primei părți a emisiunii, luăm o scurtă pauză de publicitate și revenim cu un alt subiect, drag mie și drag dumneavoastră totodată, sunteți dascăl de limba și literatura română și ne întoarcem pentru a vorbi despre literatură și despre relația tinerilor, relația elevilor de la liceul pedagogic și nu numai cu literatura, după o scurtă pauză de publicitate. Doamnelor și domnilor, am revenit aici la emisiunea Profesorul Răspunde și vorbim în continuare cu directorul Liceului Pedagogic Gheorghe Șinca din Salou, cu doamna Carmen Ardelean. Dacă în prima parte a emisiunii doamna director ne-a oferit într-adevăr idei cât se poate de pertinente cu privire la învățământul pedagogic și, sigur, perspectivele acestui învățământ pedagogic în județul Sălaș, e bine, acum în cea de-a doua parte a emisiunii o să vorbim despre un subiect, cum spuneam, drag și doamnei profesor de limba și literatura română și un subiect drag mie. Vom vorbi despre literatură și, sigur, vom pune literatura în balanță cu elevii și cu tânăra generație. În primul rând, doamna profesor, ca un start în discuția noastră, aș vrea să-mi spuneți dacă, într-adevăr, tinerii mai citesc, dacă elevii de liceu mai citesc altceva decât ceea ce este în programa școlară. Elevii citesc, mai citesc. Evident, nu toți, nu facem toți același lucru, suntem diferiți, dar sunt elevi care citesc și pentru cei care nu citesc sau pentru cei care citesc și au nevoie de sugestii, ne-am gândit la activități în colaborare cu Centrul de Cultură și Artă, cu Asociația Scriitorilor din Sălaj și cu școli gimnaziale partenere, pentru că pentru acest an ne-am gândit proiectele educaționale în colaborare cu școlile gimnaziale, tocmai ca să avem și o modalitate de a promova școala prin aceste proiecte. Așadar, am gândit proiecte prin care să aducem scriitori din Sălaj sau din județele limitrofe, din țară, în școală, sau să invităm elevii să participe la întâlniri cu scriitori din țară, tocmai pentru a stimula dorința lor de a citi, pentru a le arăta că scriitorii sunt în viață. Eu cred că sunt elevi care gândesc că scriitori sunt cei care apar în manualele școlare, dar există încă mulți scriitori în viață și scriitori foarte buni în viață. Și eu cred în contactul cu literatura vie, cu literatura în viață și pentru asta proiectul pe care în acest an l-am inițiat cu instituțiile partenere despre care vă spuneam se numește, și nu numai de asta, Ca la carte. E un titlu la care m-am gândit destul de mult și pe care l-am ales din cel puțin două motive. Una pentru că ne plac lucrurile făcute ca la carte și pentru că nu e nimic ca la carte în viață, așa că dacă tot nu avem o alternativă roz la nivelul existenței, am zis prin literatură măcar să încercăm să ajungem într-un fel la sufletele lor și să lăsăm literatura să ajungă la sufletul fiecăruia dintre elevi. Am avut până acum 4 întâlniri cu scriitori,
cu scriitori din Sălaj, cu scriitori din județul Cluj și cu Alexandru Jurcan ne-am întâlnit. Întâlniri la care au participat nu doar elevii liceului pedagogic, ci și elevi de la școala gimnazială Iuliu Maniu, una dintre școlile partenere, de la școala Eminescu, de la școala Gheorghe Lazăr, și de la CNS, de la Colegiul Național Silvania, este și acesta o școală parteneră. Elevii au fost încântați. Am deja mărturiile acestora trimise în format electronic de către profesorii de română care au participat, care i-au însoțit la activități. Și cred că semnalul cel mai bun e că elevi pe care în principiu nu-i cunosc de la clasă mă salută zâmbind după evenimentele respective. Cred că e un semn bun și cred că nu e de aici de colo să stai la masă sau lângă sau să ai autograful direct al unui autor, mai ales pentru cei care, așa cum spuneam, nu au foarte multe oportunități să întâlnească scriitorii. Îi îndemnăm, evident, să participe și la alte întâlniri pe care Centrul de Cultură și alte arte le organizează cu scriitorii, la evenimentele pe care anual aceste instituții le realizează, de la Zilele Caiete Silvane, la Primăvara Poeților și la întâlnire de peste an, conferințele la care participă nu doar scriitori, pentru că scris nu înseamnă neapărat doar literatură, ci și istorici, sociologi, oameni care profesează în domenii diferite. Da, ca o paranteză, aș putea să spun că noastră sunteți și redactor la revista Caiete Silvane, sunteți membru a Cenaclului Silvane și sunteți membru în Consiliul Director al Asociației Scriitorilor din județul Sălaj. Sigur, aici profesorul de limba și literatura română spune cuvântul. Sunteți un profesor care promovați literatura atât în liceul dumneavoastră și nu numai. Dacă ar fi să vedeți aici exemple de anumite școli în care ați făcut aceste întâlniri itinerante, dacă îmi permiteți să spun așa, cu acești scriitori în viață. Vreau să-mi spuneți cum vedeți pe viitor dezvoltarea acestui proiect, dacă aveți în vedere și alte școli, dacă vreți să treceți la o altă etapă. Sigur că da, ne dorim ca în anul viitor să măcar să dublăm numărul școlilor care să fie implicate. E oricum și o inițiativă a Societății Scriitorilor din Sălaj, a Cenaclului Silvania, de a participa la întâlniri cu elevii, nu doar cu ocazia Zilelor Caiete Silvane, și profit de această întâlnire să invit publicul doritor, iubitor de literatură, de cultură, la Zilele Caiete Silvane, care se vor desfășura la sfârșitul acestei luni, în 28-29 martie. Deci nu doar cu aceste ocazii să participe elevii la întâlniri cu scriitorii, ci și cu ocazia diferitelor evenimente. Am participat, de exemplu, în semestrul întâi, în apropierea zilei de 1 decembrie, la o întâlnire cu elevii de la Iona Gârbiceanu din Jibou. Așadar, ați depășit granițele, da, sigur că da, municipiului Sălaj. Exact, da, am participat și chiar discutam să ne orientăm acum înspre zone ale județului în care n-am fost de multă vreme. Ne gândeam chiar la Crasna, am fost la Hida, am fost la Ileanda, în Șimleul Silvaniei. Deci sunt multe, multe școli în care scriitorii din Sălaj, fie că sunt membri asociației, fie că sunt membri ai Cenaclului Silvania, au participat, au citit din creațiile lor, au avut un schimb de idei cu elevii participanți la activități și au promovat în mare literatura și și dimensiunea locală a acesteia, respectiv scriitorii care în județul nostru au o activitate literară fructuoasă, zic eu. Sigur, depășind condiția noastră de director al Liceului Pedagogic Gheorghe Șincai, feedback-ul pe care l-ați primit de la elevii dumneavoastră, pe care îi cunoașteți pe majoritatea, este unul cât se poate de clar. Vreau să-mi spuneți în celelalte zone în care ați fost. Și aici vorbim și despre mediul rural. Spuneați despre Ileanda, despre Hida, Crasna. Vreau să ne spuneți care a fost feedback-ul pe care l-ați primit din partea elevilor. Sunt multe întâlniri la care elevii sunt timorați. Da, pentru că sunt profesor de limba română, sunt urmărită să nu urmăresc numai limbajul verbal, ci și non-verbalul. E clar că atunci când ochii elevilor strălucesc sau când e vizibilă emoția în privirea acestora sau în mimică, pentru noi e un semnal suficient că n-a fost o întâlnire altfel decât ne-am fi dorit, că e una de bun augur pentru fiecare dintre ei, mai ales că, așa cum le spun de fiecare dată, chiar la examenele
la evaluări naționale sau la bacalaureat, se întâmplă să aibă în câte un an de prezentat o întâmplare, o întâlnire cu un scriitor, cu un om de cultură și trebuie să vedem și așa, pentru că ei sunt pragmatici în ziua de astăzi, elevii, și gândesc fiecare lucru din această perspectivă, la ce mi-e util, de ce să vin dincolo de emoția pe care mi-o provoacă astfel de întâlnire. Avem așadar și dimensiunea pragmatică pe care ei și-o doresc. Nu se întâmplă, nu se știe dacă nu ni se va întâmpla și nouă să avem de abordat cu o anumită ocazie un astfel de eveniment. Ori e greu să improvizezi, e greu să ții minte nume ale scriitorilor dacă nu i-ai avut față în față, sau să găsești un scriitor care e în viață dacă nu ți-a fost la îndemână un astfel de moment, o astfel de întâlnire mediată de profesorul de română sau de asociațiile despre care spuneam. Eu cred că e nevoie de astfel de întâlniri. În școlile din Zalău am fost aproape în toate, nu neapărat eu, ci noi, membrii asociației, și pentru zilele Caiete Silvane ne propunem o serie de întâlniri cu elevii și cu scriitorii. Evident, în Liceul Pedagogic Gheorghe Șincai și îmi doresc să realizăm această întâlnire în sala festivă a Școlii Emilescu, tocmai pentru a facilita și prezența elevilor de gimnaziu la această întâlnire, la CNS, chiar la Liceul Tehnologic Voievodgelu, la Colegiul Tehnic API, la Liceul Tehnologic Mihai Viteazu, la Liceul Sportiv, de asemenea, și la Liceul Ortodox. Deci sunt întâlniri organizate în ziua de joi, în 28 martie, de la ora 1, cu elevii din aceste licee. Pe de o parte, ca o modalitate de promovare a revistei Caiete Silvane, a evenimentelor pe care Centrul de Cultură le organizează, iar pe de altă parte, de promovare a scriitorilor locali și scriitorilor care participă la eveniment. Anual sunt câteva zeci de scriitori din țară care vin la Zilele Caiete Silvane, ediția 11-a 2018. Da, doamna profesor, sunteți un promotor al literaturii în școli, sunteți de felicitat pentru acest lucru, pentru că, iată, cineva, dumneavoastră, împreună cu colegii noastre din Asociația Scriitorilor, după cum spuneați, trebuie să le aducem și lor toate recunoștințele pentru acest lucru. Iată, voluntar, faceți acest lucru, vă duceți în școli, vă răpiți din timpul dumneavoastră, tocmai pentru a facilita, după cum spuneați, dacă ar fi să vă parafrazez, a facilita accesul elevilor la literatură. Foarte important, și de a face cunoștință cu un scriitor în viață. Așadar, un proiect care are perspective în județul Sălaș și care se va dezvolta, îl veți duce la o altă etapă. Spuneați despre școlile gimnaziale și despre licee, foarte important, veți merge chiar și în mediul rural și în celelalte orașe ale județului. Aș vrea să ne spuneți și despre acest an centenar pe care, iată, îl traversăm. Dacă aveți activități în acest scop și de ce nu, dacă aceste întâlniri se desfășoară sub egida anului centenar. Da, sunt activități pe care Asociația Scriitorilor din Sălaj, am pomenit-o de multe ori, nu e asociație care să funcționeze de foarte multă vreme, dar e o asociație care s-a revitalizat foarte mult în ultimii 2 ani, după o perioadă în care nu am fost neapărat foarte activi în județ sau în afara județului. Pentru acest an am avut noi, membrii asociației, inițiativa de a realiza, evident, în semn de omagiu și tocmai de marcare acestui moment istoric deosebit pentru noi, pentru toți românii, de a marca acest an centenar printr-un pliant în care să avem o prezentare succintă a membrilor asociației. Vorbim despre o asociație, de foarte multe ori uităm să pomenim ce e mai important, ce anume numele membrilor. Asociația numără aproape 40 de membri în momentul de față. Și evident că pentru a cunoaște asociația e nevoie să cunoști membrii acesteia. Și va fi realizat, cu ocazia Zilelor Caiete Silvane, un astfel de pliant, o broșură de fapt, în care vor fi prezentați pe scurt membrii asociației, activitatea acestora, o scurtă notă biografică și, evident, volumele pe care aceștia le-au publicat. Pentru că vorbeam despre autori în viață, trebuie să invit pe elevii noștri și pe ceilalți, evident, la o lansare specială care va avea loc cu ocazia Zilelor Caiete Silvane. Colega noastră, profesoară de limba și literatura română, redactor asociat la Caiete Silvane, își va lansa un volum de cronici de film. Un volum extrem de interesant, care beneficiază de o prezentare făcută de Pavel Azap, care este redactor șef la Cluj. E un volum pe care merită să-l citească. Sunt niște recomandări cinematografice extraordinare. Volumul se numește Cinegrafii, Cinegrafiile Simonei, de fapt. Și e o ocazie de a cunoaște profesorul de la clasă
într-o altă perspectivă, într-o altă postură. Da, nu doar cei care fac cu doamna profesor, și evident, chiar și ceilalți elevi, pentru a vedea o altă ipostază a profesorului de la clasă. Asta după ce anul trecut au participat la lansarea colegului nostru, profesor de limba și literatura română și inspector școlar, Marcel Lucaciu. Da? Dumnealui a avut volumul lansat cu ocazia împlinirii de 50 de ani, o antologie de poezie. Și a fost și atunci un prilej deosebit pentru elevii domniei sale și pentru elevii liceului să-l cunoască dintr-o altă perspectivă și să-i cunoască, evident, creația literară, lirică. N-aș vrea să ne îndepărtăm foarte mult de la acest subiect, anul centenar, foarte important. Vreau să ne spuneți dacă Liceul Pedagogic Gheorghe Șincai are proiecte în acest scop. Da, colegii noștri de la Catedra de Istorie discută pentru a pune la punct detaliile privind proiectul pe care Catedra de Socio-Umane, respectiv profesorul de istorie, îl vor avea în acest an. Au existat deja activitățile literare despre care vă spuneam, momentele în care am marcat patronul spiritual al liceului, Gheorghe Șincai. A fost iarăși un moment în care ne-am întâlnit și cu membrii ai Asociației Scriitorilor și cu reprezentanții ai muzeului. Și vor exista cu siguranță în semestrul întâi din anul școlar viitor multe activități care să marcheze acest eveniment. În 9 mai ne propunem de asemenea să avem activități pe care să le corelăm cu evenimentul cu anul centenar. Deci există, evident, inițiative și preocupări pentru a marca, așa cum ne pricepe mai bine, anul centenar. Sigur, iată, prin intermediul profesorilor de istorie, după cum spuneați, cei de la Catedra Socio-Umane, prin profesorii de limba și literatura română, la Liceul Pedagogic Gheorghe Șincai este promovat acest an. Un alt proiect foarte important, vorbeam în pauză de publicitate, încercați să îi atrageți pe elevii spre școală și, într-adevăr, să luptați cu armele pe care le știți, dumneavoastră profesorii cu care știți să luptați, să îi faceți pe elevi să vină la cursuri și să reducem fenomenul absenteismului, pe care spuneam că îl corelăm, e clar că așa se întâmplă lucrurile, îl corelăm și cu o îmbunătățire a situației școlare. Și ne-am gândit, chiar anul trecut am reușit chiar să materializăm această inițiativă, să premiem clasele care s-au remarcat prin rezultate școlare deosebite, printr-un număr redus de absențe, cu material didactic, cu, de exemplu, pentru clasele care au avut cele mai bune rezultate, am avut dulapuri individuale pe care le-am plasat, așa cum și-au dorit elevii, fie pe holul liceului, fie în sălile de clasă. Așadar, cât se poate de pragmatic sunteți, da, și din, da, acest punct, da, de vedere. Da, tocmai am încercat să ne pliem pe felul lor de a vedea lucrurile. Iar pentru clasele care au avut cele mai puține absențe, încă de acum 2 ani am oferit, cu ajutorul Asociației de Părinți, o excursie gratuită la Jibou, iar pentru acest an ne-am propus o excursie la Cluj. E vorba despre un alt proiect care deocamdată se află în tratative, de a vizita Colegiul Pedagogic de la Cluj. Un schimb de experiență, asta pentru că primele două clase care au avut cel mai mic număr de absențe sunt clase de la profilul pedagogic și am gândit că e necesară o astfel de inițiativă prin care să se cunoască elevii de la liceul nostru cu elevi de la Colegiul Pedagogic din Cluj și de la Blaj. Pentru anul școlar viitor, le spuneam că ne dorim și sper să și materializăm această dorință, tot cu sprijinul asociației, să putem să organizăm o excursie la Alba Iulia cu ocazia centenarului, în acea perioadă, cu cele două clase care se vor remarca printr-un număr redus de absențe. Am constatat după primul semestru o îmbunătățire extraordinară a frecvenței la școală. Chiar acum lucrăm la realizarea raportului pentru semestrul întâi și avem cu 3.000 mai puține absențe, 3.000, mai mult de 3.000 de absențe total, total de absențe mai puțin decât în anul școlar anterior pentru semestrul întâi și cu aproape 1.000 de absențe nemotivate mai puține. Au existat luni în care clasele n-au avut nicio absență nemotivată și nu una dintre clase și situații de multe ori hilare în care elevii se sunau unul pe altul să vină chiar dacă sunt bolnavi la școală, tocmai pentru a reduce sau a nu crește numărul de absențe pentru fiecare clasă în parte.
Am acordat în cadrul festiv diplome claselor care au avut cele mai puține absențe pe fiecare nivel, tocmai ca să-i putem să încurajăm. Am discutat cu clasele unde am semnalat probleme privind absențele și am constatat imediat o îmbunătățire. Elevii par receptivi și chiar surprinzător avem o reducere considerabilă la nivelul claselor a 12-a, a numărului de absențe, unde știm că de regulă există probleme și pregătirea pentru bacalaureat înseamnă sau poate să însemne de foarte multe ori, da, o pregătire acasă, nu neapărat, deci în afara orelor de curs, nu neapărat la școală. Deci, așadar, un proiect care a prins la Liceul Pedagogic Gheorghe Șincai, cu rezultate vizibile. Da, da. Da, materializat într-un număr mult, mult redus de absențe. Doamna director, suntem în ultimele 4 minute ale emisiunii. N-aș vrea să trecem peste un subiect de asemenea important. Venim după susținerea simulării. Examenului de competențe. A examenului de competențe, sigur. Așa. Câteva modificări și în acest punct de vedere. Se apropie bacalaureatul. Aceasta este ideea cu pași foarte repezi. Vreau să ne spuneți cum anume se pregătesc elevii de la Liceul Pedagogic pentru a întâmpina acest examen. Există în oferta educațională a liceului nostru, de multă vreme, orele de pregătire pentru bacalaureat la disciplinele la care elevii susțin bacalaureatul. Prin urmare, pe lângă pregătirea pe care în mod obișnuit o realizăm la clasă, toți cei care predăm la clasă de a 12-a, avem orele de opțional pe care elevii le aleg de regulă în funcție de disciplinele la care doresc să susțină bacalaureatul. E vorba de disciplina la alegere, pentru că la liceul nostru elevii susțin pe lângă limba română, care este disciplină obligatorie, istorie sau matematică, în funcție de specializare. Cei de la liceul pedagogic au matematică, disciplina obligatorie a profilului, iar cei de la filologie sau științe sociale au istoria ca disciplină obligatorie a profilului. Pentru disciplinele la alegere, dar și pentru cele obligatorii, există ore de opțional și toate clasele de a 12-a, între cele 6-7 ore de opțional pe care trebuie să le aibă obligatoriu, își aleg 3-4 discipline care sunt între cele la care se susține examenul de bacalaureat. Română, istoria, matematica, pentru profilul pedagogic, respectiv geografie, sociologie, psihologie, filozofie, cam încolo se îndreaptă opțiunile elevilor noștri. Cam jumătate merg spre geografie. Cum credeți că va fi acest an școlar și din acest punct de vedere? Noi sperăm să fie mai bine decât anul trecut în privința procentajului de la bacalaureat. Fiecare an e o provocare, fiecare an, fiecare examen de bacalaureat ne aduce și nouă și elevilor aceleași emoții. În egală măsură ne precipităm în clasa a 12-a, cei care predăm la clasă și elevii. Nu ne putem gândi că nu vor avea rezultate bune, pentru că, așa cum vă spuneam, am realizat că e o îmbunătățire a situației școlare și din perspectiva numărului de absențe și din perspectiva situațiilor de corigență sau a mediilor care sunt multe dintre ele la sfârșit de semestru întâi peste 8, așa cum se întâmplă și la examenul de bacalaureat de altfel. Doamne director, am ajuns la finalul emisiunii. A trecut foarte, foarte repede. Mulțumim pentru prezența în emisiune în această seară, în primul rând, și mulțumim pentru ideile pertinente pe care le-ați adus pentru mine și pentru cei de acasă, vorbind despre învățământul pedagogic din județul Salaș și nu numai. Vorbind despre faptul că sunteți un promotor al literaturii în școlile sălășene, v-ați asumat un rol care nu este foarte ușor de dus la îndeplinire, tocmai că pentru faptul că de foarte multe ori elevii nu se îndreaptă spre literatură, însă iată că dumneavoastră reușiți să faceți această traversare, să vă duceți dumneavoastră înspre elevi, să-i duceți pe scriitori în viață să facă într-adevăr cunoștință cu elevii. Mulțumim tare mult! Mulțumesc și eu! Mulțumim și noastră celor de acasă, care sperăm că ne-ați urmărit și de această dată. Să aveți o seară bună! La revedere!